1398, 03 martie 28, 28 martie e astăzi. You know Romania? Yes! Yes. Ah. Trump is kind of crazy. Few tourists are coming to Iran. Vestea bună este că pentru cetățenii români se poate primi visa on arrival, adică visa aici în momentul în care aterizați pe aeroport. Ideea este că dacă veniți cu avionul, aproximativ când treceți în spațiul aerian al Iranului, este recomandabil ca femeile să-și pună baticul în cap. Lăsând politica la o parte, Iranul este una dintre cele mai frumoase țări vizitate, dar are câteva ciudățenii. Spre exemplu, aplicația de chemat taxiul. Tu vezi numărul ăsta undeva? Deci ăștia au altfel de numere aici la mașină și nu... Îmi trimite ăștia mesaje pe numărul de Iran, dar degeaba am trimite. Uite, m-au și sunat. N-am înțeles exact ce s-a întâmplat, dar ideea e că nu am reușit să luăm Uber-ul, adică Snap-ul nostru, că nu am reușit să ne găsim aeroportul acela mare. Și ne-a luat un băiat cu un taxiu ilegal, cu vreo 3 euro, ne-a dus până la periferia Teheranului, deci nici n-a mai trebuit să mergem până în centru unde era stația de autobuz. Și aici era un autobuz gata de plecare, parcă ne aștepta doar pe noi. Am primit locurile de VIP și pentru o călătorie de 600 de kilometri plătim, evident ați ghicit, doar 7 euro. Alexandra deja s-a retras în depou. Aici totul este foarte ieftin. Din cauza embargoului, cursul rialului este la negru de 3 ori mai mare decât cel oficial. Atenție! Cardurile bancare străine nu funcționează aici. Luați deci cu voi cât mai multe valută cash și schimbați urgent când găsiți o casă de schimb. Deși moneda este rialul, pentru a nu socoti cu atât de multe zerouri, s-a inventat o monedă virtuală, tomanul. Pentru a obține prețul în tomani, trebuie să tăiați un zero de pe bancnote. Pentru a spori confuzia, guvernul va introduce o nouă monedă, numită tot toman, dar care se va obține prin tăierea a 4 zerouri de pe actualele bancnote. Ajungem în Isfahan, polul turismului iranian. Piața Naqsh-e-Jahan din Isfahan este a doua ca suprafață din întreaga lume după Tiananmen din Beijing. Este categoric una din cele mai frumoase 10 sau poate chiar cele mai frumoase 3 piețe în care am fost vreodată și a fost construită în secolul al XVII-lea de același Shah Abbas. Cum îți place? Foarte fain, e atât de mare încât trebuie să te plimbi cu trăsura ca să nu obosești dintr-o parte în alta. Anul 1568, Shahul Abbas a mutat capitala imperiului său aici și a pus bazele pieței, azi monument UNESCO. Naqsh-e-Jahan înseamnă piața imaginilor lumii și are o lungime de 560 și o lățime de 160 de metri. În partea ei sudică se află un alt monument important, ridicat tot de același împărat, Masjed-i-Shah. Moscheea regelui este considerată una dintre cele mai reprezentative edificii ale arhitecturii persane din perioada islamică. Splendoarea ei constă în mozaicurile în 7 culori și în inscripțiile caligrafice. Turiștii vin însă aici pentru altceva. Da. Hei! Ce tare se aude! Între tavanul pe care îl vedem noi și acoperișul efectiv al moscheii este un spațiu gol și acest spațiu gol contribuie la formarea acestui eco deosebit.
Apropo, scriere caligrafică. Nu puteam rata ocazia de a ne imortaliza numele în persoană. It is a type of calligraphy. It is kind of artistic thing, you know. You have to spend some trainings to be able to write like that, you know. But if you show it to any Iranian, in this case, everybody could read it. This is N, this part here with this one dot up here, okay? It is N. And this is D, R, and A. Iranul nu este o țară în care comercianții să tragă cu forță de turiști pentru a-i duce în magazinele lor, exceptând poate unele magazine de covoare. Dar chiar și fără a cumpăra ceva, aici se pot afla chestii interesante. Such a cabin like this is about 3 years. 3 years. 3 years. Every day work. Like 4 to 6 hours per day. But concerning the amount of work, these Persian carpets are very cheap. Such a carpet like that is about 3,000 euro, roughly. Imagine 3,000 divided by 36. It's going to be 83 euro per month, which is absolutely nothing. This is the tent of the nomad people in a Persian garden. In the garden, we have got flowers, symbol of happy life. These are the four elements of the nature: fire, wind, water, soil. Mountains all around because they live in an oasis surrounded by the mountains. How did this embargo, this sanction from the US affect you and your business? Because Trump is kind of crazy. So the people don't trust what it says. So whenever you say, don't go to this country, or whatever, I mean, when something is bad, people want to go there, I think. So it has got the vice, the reverse effect. Ești pregătită pentru marele bazar? Din alea, că toată lumea vrea să-ți vândă covoare, trebuie să negociezi, dar măcar e mai răcoare decât afară. Întrebare, ai suficient bani în portofel? Nu, că eu am lăsat banii acasă, numai ca să nu fim tentați. Intrăm și nu cumpărăm. Bazarul este bazar, indiferent de țară. Cumperi doar de dragul de a negocia obiecte de care ulterior constați că nu ai avut nevoie. Contrar prejudecăților, femeile, în special turistele, nu trebuie să fie îmbrăcate în negru și să aibă fața acoperită. E de ajuns un batic colorat pe cap și haine largi. Pot fi și colorate, care să nu reliefeze rotunjimile corpului și să acopere mâinile și picioarele. Puteți chiar purta sandale și vă puteți și machia. E adevărat că ei nu prea vorbesc engleză, dar nu trebuie să vă faceți probleme, pentru că unul la mână veți învăța două, trei cuvinte persane, gen salam, bună ziua sau mersi, foarte greu de învățat, înseamnă mulțumesc. Oricum, totul este extrem de ieftin. Chestia asta care și-a cumpărat-o Alexandra, cât credeți că a costat? Scrieți voi în comentarii. Ah, nu, hai să nu facem așa. A fost 13 euro, dar a fost scumpă. Și a luat una asemănătoare cu doar 3 euro. Manechinele, pe lângă că sunt încălțate, nu-s desculțe, au și topuri. Iranienii sunt unii dintre cei mai faini oameni întâlniți vreodată. Amabili, dornici de a afla de unde vii și de a-ți vorbi despre cultura lor. Nu ești văzut doar ca un occidental bogat care trebuie stors de bani. Alexandra profită de invitația la ceai pentru a învăța cifrele persane. Șeș, haft, no, da. Ja, sehr gut. Gut. Un alt obiectiv ce nu trebuie ratat este moschea Jameh. Monumentul UNESCO de astăzi este rezultatul construcțiilor repetate ce au avut loc din anul 771 și până azi. A fost concepută ca moschee în timpul dinastiei Umayyazilor, pe locul unui mai vechi templu zoroastrian.
Surprinzător pentru țara islamică ultraconservatoare ce se crede a fi Iranul, și vizitarea acestei moschei se face foarte ușor. Metoda de a te îmbolnăvi aici e să circul cu taxiurile. De ce? De la 38 de grade, intri aici în mașină și pagă, nu știu, cred că 16 grade, max. Da, da, dar și cea mai ieftină. Dacă folosiți Uber-ul lor, adică taxiurile cu aplicația, cum se cheamă? Snap. Atunci, pentru 1 euro, vă plimbați aproximativ 5 km. Foarte tare. Atenție, dacă luați taxiuri cu care negociați voi, taxiurile clasice, nu ca așa ceva cu taximetriștii, toată stima, prețurile sunt de cel puțin 4 ori mai mari, pentru că asta este prețul pe care îl plătesc localnicii. Dar cel mai și cel mai ieftin lucru în Iran este, unde ne doare pe noi cel mai tare, benzina. Undeva la 7 eurocenți litrul. Bine, se plângeau ăștia de aici că are niște apă băgată în ea, nu e prea pură, dar la prețul ăsta... Battle Focus îl bate de TripAdvisor. Uite prin ce pustietăți ne ducem ca să găsim... Cică cel mai bun restaurant. Cică e 12 euro meniul de persoană, ceea ce e enorm pentru Iran. Dar e bufet cu preparații tradiționale. This is cabbage and rice and different kind of vegetables. Wonderful fresh vegetables. This food is full of garlic because at the north of Iran they add a lot of garlic. This one is one of our most known, actually most famous foods in Iran. Qaymeh, split peas, and you see this is dried lemon, something that's used as a flavor with dried lemon. It's by its own self, it's bitter, but when added into the stew and cook it, for example, 1 hour or 2 hours, make it more sour. Oh my god, this is fesenjan, most popular food, something that I really recommend you to have it. Chicken, walnut and the paste of pomegranate. Deci mă arată mâncarea, să mâncăm o dată, trebuie să filmat. Nu exagera, zi dacă e bună sau rea. Foarte bună. Așa faci la orice mâncare ce o gusti. Dublea 2. Tu înainte să gusti deja... E foarte bun. Ok. Mulțumită? Da. Dublea 3. Bă, trebuie neapărat să veniți în Iran. Bă, știi ce bună e supa asta? E bună. Deci așa pățești când îți iei niște chestii care nu le cunoști. Efectiv, eu am luat o creangă. Am crezut că e salată. Nu e problemă, ducem acasă și o plantăm. Deci am mâncat frunzele, au așa un gust foarte ciudat. Ceva mentolat, dar nu e mentă. Cunoaște cineva planta asta? Deci acum în comentarii vă rugăm, da... Ceva amar mentolat. Sper că e comestibilă. Salvia? Era doar de decor. Dacă tot e inclus în preț, adică gratis, cum ar zice românul, să gustăm și un desert. Am întrebat ce au. Budincă de orez, nu știu ce. Budincă de greu, nu știu cum. Budincă de făcută ca înghețată. Budincă de orez integral, ce știu eu. În concluzie, aduceți-mă budincă. Până că încet, mă. Am prins și muscat să o intrat în gură. Hai mă, că bună ce. Chiar e bună? E bun desertul tău. Da, e foarte bun. Deci, dragilor, eu am vrut să las fițele la o parte, fițele de europeancă la o parte, și aseară m-am gândit să mănânc 2 bucăți de carne. Și astăzi am venit la un restaurant ca să beau ceai de mentă. Locul unde trebuie neapărat să fiți la apus este podul Siose, adică podul celor 33 de arce. Având rol atât de dig cât și de pod, Siose este locul unde localnicii vin să se plimbe cu cățel, cu purcel, de fapt fără purcel, la apusul soarelui. La
La noapte vom lua autobuzul, alți 500 de kilometri, către orașul Shiraz, unde vom călători în timp la Persepolis și vom vizita moschea favorită a tuturor domnișoarelor. Favorită nu pentru frumusețe, ci pentru nume. Moschea Roz. Înapoi în Teheran vom căuta să găsim mâncare americană înainte de a lua un alt autobuz o zi și o noapte spre Iran. Vă invităm să vă abonați la canalul nostru, să bifați clopoțelul și să ne căutați pe Facebook și Instagram. Pe curând!